pe vântul frunza îndungă, cântăreții mi-a lungă și pe barcagii la fel. Dar poate că nu. Hai să vedem. Există situații când chiar nu ai ce să faci. În câteva minute să negrește cerul, să negrește și locul tău. Nu ai ce să-i faci. Ia uite ce s-a întâmplat. Pe 4 noiembrie la 13:47, iată cum arăta atmosfera. Cântau păsărelele, apa liniștită. Se vedea dincolo de apă, peste dealuri acolo la Ostrov, o aglomerație de nori care nu semna nimic. Și în spate la fel, un cer înnorat, normal. Dar la 14:01, 14 minute mai târziu, era în mijlocul iadului. A venit cu o viteză incredibilă, o ceață, o albeață din asta care te-a acoperit instantaneu, cu o gălăgie, o forfotă, o nebunie care a fost înfricoșător, nu alta. Aceeași furtună, vreo 2 km mai jos, a surprins pe alt coleg și iată ce a văzut el. Partea de jos, la prima vedere, pare ceva benin, ceva care se pare că se va lumina. E, partea albă era furtuna în sine. Acolo era ploaia, acolo era vijelie, acolo era nebunia cea mare. Și uite, după ce s-a trecut de barcă, ce rafale uriașe, ce zăpăceală, ce vânt într-un pădure, în copaci, te sperii în alta. O săptămână mai târziu, adică azi noapte și astăzi, alt fenomen ciudat și complicat, la fel de înfricoșător. Ia uitați aici să vedeți ce s-a întâmplat. La Ostrov în Constanța, cod galben în vânt. La 35 de km de oră, asemenea durare, eu n-am mai putut. Soare. Un asemenea vânt nu prea te prinde instantaneu un mers. El începe încetişor, nu e o rafală din asta care să te prindă, să te surprindă, să nu poți să te mai duci nicăieri. Dar pe asemenea condiții nu poți să stai nici în mal, nici în ancoră, niciun fel nu poți să stai. Trebuie să găsești adăpost. Uite ce nebunie de natură de zânsuță. Am văzut două tipuri de fenomene naturale. Unul care vine în forță, este scurt, dar are o forță destructivă uriașă. Cealaltă este lungă de durată, dar dacă te prinde rău, este la fel de destructivă. Prima te bazezi pe mesajul de la Roa Alert. Ideea este să-ți vină înainte și să te adăpostești. Pentru al doilea tip de vremerea, te bazezi în schimb cu aplicație să știi dacă te mai duci la pește sau dacă ești în baltă, să știi unde te adăpostești. Se cheamă Ventuschi și mi-a fost sugerată de un tovarăș de pescuit, Marcel, acum un an. A durat ceva ca să o testez și să vi-o arăt. De data asta s-a dovedit a fi extraordinar. O recomand cu cea mai mare putere. Această aplicație și acest site care se cheamă Ventuschi. Aplicația este pentru ceea ce ne interesează pe noi. Aplicația pe telefon se plătește, așa că nu are rost să intru în detalii despre această opțiune, dar există o pagină de internet care este gratis, am folosit-o și merită. E foarte simplu, în bara de căutare a lui Google, scrii Ventuschi, cum am scris eu aici, îți apare site-ul, dai click pe site și așa arată pagina, dai click pe zona de căutare, eu am deja călăraș.
Și mai când se deschide prima dată, are temperatura selectată default, adică din cum îl deschizi, îți apare temperatura, te duci pe vânt, faci zoom pe zona unde ești. Și acum când vorbim, uite, se vede un vânt de 2 km la oră. E interesant că poți să, aici în partea de jos, poți să te duci în trecut. Azi este luni, poți să te duci în sâmbătă, duminică, sâmbătă, vineri, dar poți să te duci în viitor și să vezi cum va fi vremea. Hai să ne întoarcem în trecut, să vedem în ziua când a bătut vântul foarte tare. Hai să vede ce mai bine cât de tare a bătut vântul, scrie acolo pe hartă și direcția din care a bătut. Înainte să înceapă furtuna, am stat la pescuit în zona aia cercuită cu verde și dacă aș fi rămas acolo atunci când a început furtuna, ar fi bătut vântul atât de tare din spatele meu încât ar fi fost imposibil de stat. Așa că am hotărât să plec din zona aia, m-am dus peste noapte și am stat acolo unde am cercuit, iar a doua zi, după ce am analizat harta, mi-am dat seama că cel mai bun loc de a ajunge și de a pescui și de a fi ferit de vânt este acolo. Știam că zona de acolo ține pește, iar eu poziționându-mă în aval de vânt, fiind ferit de pădure, cu o viteză de 31, 32, chiar și 35 de km la oră bătând constant, voi fi ferit de valul și de vânt și o să fie bine. Pe de o parte a capătului de insulă a fost de coșmar, iar pe partea cealaltă a fost de vis. Pentru că valurile au bătut în aceeași direcție pentru o perioadă lungă, s-au amplificat, s-au făcut din ce în ce mai mari și uite acolo la plajă cât de tare a putut să mănânce mare, pentru că sunt 30 de centimetri de mare surpat. Iată-mă înapoi în liniște. De la nebunia de acolo, uite ce liniște și ce loc superb aici. Altă viață. Hai la pește. Și uite aici câtă liniște este, apa via curge, dar multă frunză, vântul ăsta a tocat copacii, a tocat frunzele, a făcut dezastru și la 50 de metri mai încolo natura dezlănțuită. Este soare, e plăcut, e călduț și arată și pește pe sonar. Hai să vedem și în barcă. Peștele nu a colaborat, nu s-a prins, dar nu-i nimic. În schimb, pagina de internet Ventuschi este gratis cu toate informațiile de care ai nevoie. Mi-a folosit, am testat-o, am fost încântat, o recomand, m-a salvat de furtună, m-a pus într-un loc liniștit. Încă o dată, este gratis, Ventuschi se cheamă și aveți link către această pagină de internet mai jos. Domnilor, fire întinse și fără furtună să aveți!